Ce zice de niște amintiri cu noi? Cu Cristina Bejinar. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă poveste de viață. Astăzi, alături de invitații mei, Emma și Sabin Voran. Vom discuta despre primii ani de căsătorie, despre fluturi în stomac, timp acordat. În ce context v-ați cunoscut? Știind că pasul căsătoriei este unul deosebit de important, de foarte multe ori am ascultat mesaje ale pastorilor, ale învățătorilor, am citit cărți care vorbeau despre felul în care să cauți călăuzirea lui Dumnezeu pentru alegerea partenerului de viață, pentru că în cele din urmă, după decizia de a alege pe Domnul ca mântuitor, alegerea partenerului de viață este cea mai importantă. După timp de rugăciune și de uh, timp pe care l-am petrecut stând înaintea Domnului, Dumnezeu mi-a mi adus înainte posibilitatea să o întâlnesc pe Emma, cea care mai apoi a devenit soția mea. Noi ne-am cunoscut mai uh, noi ne-am cunoscut mai de mult în perioada liceului. Uh, am avut harul ca amândoi să facem liceul teologic baptist de la Reșița. Eu am terminat în 2004, clasa 12 și eu intrasem clasa 9 în 2004. Deci eu am terminat în vară și Emma a intrat în toamnă exact în clasa pe care eu am, pe care eu am absolvit-o, clasa 12-a. Ea a intrat mai apoi în clasa 9 Ne-am întâlnit la nunta unei verișoare de ale mele, care era bună prietenă cu Emma. Eu absolvisem liceu și am intrat la seminar la Universitatea Emanuel din Oradea, la secția de teologie, urmând să intru în pregătirea pentru lucrare și revenit acasă la nunta verișoarei mele, ne-am întâlnit acolo. A fost primul moment în care cumva ne-am cunoscut și am știut uh, că existăm, că existăm unul, unul și celălalt. Mai apoi am întrerupt orice fel de legătură. Eu am plecat la Oradea, m-am făcut primii trei ani la Liceul Baptist la Reșița. Apoi am plecat clasa 12 în Statele Unite, în Colorado. Și s-a întors în România în, în... 2008. 2008. Eu în 2008 am absolvit. Chiar în luna august în 2008 am uh, și intrat în slujire la Moldova Nouă ca păstor ales și angajat de biserică, încă neordinat pentru că nu eram căsătorit. Spune că e important după botez, următorul pas e căsătoria. De ce este atât de important acest pas? Cred că pentru fiecare dintre noi, dintre cei care înțeleg că Dumnezeu îi, îi călăuzește înspre căsătorie și aleg să pune serios problema asta înaintea, înaintea lui Dumnezeu. Cred că pasul acesta este important pentru că prin căsătorie Dumnezeu are în vedere împlinirea noastră, împlinirea planului său cu noi ca familie și împreună ca familie vrea să ne folosească pentru, pentru împărăția lui Dumnezeu și ceea ce este important de știut e că în familie Dumnezeu se vrea glorificat, Dumnezeu a creat familia pentru a fi o binecuvântare, pentru a-L glorifica pe Dumnezeu și împreună familiile să poată să fie modele în societate, oameni de caracter, oameni de care Dumnezeu să se poată folosi și care să poată câștiga și pe alții pentru, pentru Dumnezeu. Și nu poți realiza planul acesta lui Dumnezeu, pentru tine ca familie, în societate, în locul în care Dumnezeu te-a așezat, dacă uh, cei doi nu au călăuzire din partea lui Dumnezeu și nu vin împreună sub călăuzirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Emma, v-ați cunoscut și v-ați văzut la liceu. Da, asta a fost prima interacțiune dintre noi doi la liceu, pe holul liceului. Apoi, a doua interacțiune dintre noi, dintre noi doi a fost la uh, nunta verișoarei lui Sabin, la Bucova. Și apoi, ultima și cea mai importantă a fost la biserică, la biserica de unde eu fac parte, la biserica Harul din Moldova Nouă. Ne-am întâlnit la biserică, el traducea niște americani, a venit la... Eu eram împreună cu mama mea, a venit la noi și practic l a fost momentul în care s-a produs ceva Până atunci nu era nimic, doar știați da. de existența, A, de existența, A, existența. unul, da. da. exact. Și apoi uh, ne-am întâlnit la întâlniri de tineret în oraș, în Moldova Nouă. Apoi au urmat, uh, au fost întrebări pe care mi le-am pus cu privire la viața mea, la evenimentul neplăcut care s-a întâmplat la noi în familie, la moartea tatălui meu și... Pur și simplu simțeam nevoia să vorbesc cu cineva. Au fost câteva discuții pe care le-am avut. Am avut nevoie de încurajare, de răspunsuri la întrebări. În urma acestor discuții ne-am apropiat destul de mult. Ceea ce pe mine m-a făcut să pun foarte serios problema, eu eram angajat ca pastor și unul din lucrurile pe care ca și clujitor am ales să le pun înaintea Domnului a fost că nu pot să-mi permit să flirtez sau să mă angajez în, în prietenii sau chiar în relații cu fete ca să, chiar și în vederea cunoașterii pentru, pentru căsătorie, într-un mod, într mod ușuratic, într-un mod cât se poate de deschis, fără să, fără să pun problema serios. În primul rând, înaintea Domnului, cu mine, cu mine însumi, și apoi, după călăuzirea pe care o să o primesc de la Domnul și să -o, o înțeleg foarte clar, să încep în mod serios, în frică de Domnul, o perioadă de cunoaștere. Am venit atunci pe Ema la Biserica Harul, într-o seară de duminică. După atâți ani... După atâta timp, ne mai știm, de fapt, nimic, nimic. unul de celălalt. Da. Am reluat legătura după seara aceea pe internet și apoi știind și aflând că am a trecut printr-un moment destul de, destul de neplăcut și, și tragic împreună cu familia ei, moartea tatălui la vârsta de 53 de ani, în urma unui atac cerebral, am început să discutăm lucruri foarte importante care pe ea o frământau, de ce a îngăduit Dumnezeu, siguranța că el va fi în cer cu Domnul, frământări pe care ea le avea și le-am putut discuta. La început au fost discuții pe care le-am avut doar la la nivelul acesta al cunoașterii textelor din scriptură, ceea ce spune scriptura, un timp în care ea să-și poată găsi pacea și liniștea, și am reușit să, să abordăm lucrurile astea cu profunzime și cu scriptura împreună. Și când s-a produs clicul? Am discutat la început foarte general și detașat. În momentul în care însă am văzut profunzimea ei, interesul ei, dorința ei de a cunoaște pe Dumnezeu, de a se apropia de Dumnezeu, apoi pentru mine a contat foarte mult deschiderea ei, felul ei de a fi, felul în care vorbea, felul în care ne-am deschis să discutăm și să, și să împărtășim lucruri împreună, unul împreună cu celălalt. Primul lucru care a determinat în mine momentul de a pune serios problema a fost faptul că s-a născut în noi o dorință permanentă de a vorbi, de a discuta unul cu celălalt. Petreceam tot mai mult timp discutând, fie pe Messenger, pe calculator, fie la telefon și am zis clar că ceva nu în regulă. Deja se întâmplă lucruri care trebuie gândite pentru că lămurind sau nelămurind lucrurile se pot interpreta de către noi în diferite moduri. Și atunci. Am lăsat să luăm un timp să ne rugăm și ca un bărbat ce mă declar, i-am spus că am nevoie, de, am nevoie de un timp în care să stau înaintea Domnului, să ne rugăm împreună și răspunsul a întârziat și atunci ca să mă trezesc, Emma mi-a spus că până nu primim un, un răspuns clar din partea lui Dumnezeu, trebuie să ne oprim și să lămurim lucrurile vis-a-vis -vis de călăuzirea noastră plăcerea de a sta și de a discuta împreună, a dat cumva naștere și la sentimente unul față de celălalt, au început să ne placem unul pe celălalt sau cel puțin eu pe ea și în momentele, în momentele acelea ne-am dat seama că Dumnezeu deschide cumva în, în inima noastră o ușă pentru a stârni, dragoste unul pentru celălalt. N-am vrut să o stârnim noi și atunci am pus un timp deoparte. Îmi place că am ajuns la momentul ăsta de pus timp deoparte și în special de clarificare. Și multe persoane care încep o relație și se confruntă cu această situație. Cum știu că el sau ea este? Spuneai de un răspuns clar. Știu că fiecare relație și fiecare persoană înțelege diferit. Dar în dreptul vostru, cum ați înțeles? În contextul meu, răspunsul a venit în primul rând prin uh, călăuzirea în scriptură. Pentru mine a fost un cuvânt foarte clar din partea lui Dumnezeu pe care l-am avut din scriptură în perioada aia citind scriptura și ia mai mult decât, mai mult decât, n-a fost ceva din scriptură, în care Dumnezeu mi-a spus uh, negru pe alb, ia -i fata cu care trebuie să te căstorești și uh, acum să te duci să o cer de nevastă sau de soție. Uh, a fost o pace și o liniște care a venit din relația cu Dumnezeu, din părtășia, din Cuvânt și uh, a fost acea uh, putere pe care am avut-o de a merge prin credință. Uh, acceptând lucrurile care îmi plac la Ema și de asemenea anticipând cumva că sunt în viața ei lucruri care nu o să-mi placă, dar pe care uh, cu ajutorul Lui Dumnezeu voi putea să le accept și să le și să le, uh, să le uh, schimbăm împreună ca să fim plăcuți Domnului. Uh, pentru mine, în primul rând, a fost credincioșia ei și nașterea ei din nou pe care eu am văzut-o și am... am uh, Uh, înțeles-o ca fiind o, o naștere din nou reală. Asta uh, a fost un prim semn clar pentru mine, uh, faptul că ea era în, într-o relație cu Dumnezeu, implicarea ei în slujire, uh, o vreme destul de lungă a fost implicată în slujirea cu corul tinerilor, corul studenților din Timișoara și asta pentru mine a fost foarte important pentru că fiind păstor și uh, urmând să intru într-o relație de căsătorie, uh, aveam nevoie de cineva care să fie dispus să plătească prețul slujirii, să trezească dimineața la patru, să plece cu autobuzul, să vină noaptea târziu din misiune, dimineața să ia de la capăt la cursuri și cumva să, să înțeleagă ritmul ăsta care pe undeva se regăsește într-o anumită perioadă a vieții de slujire uh, în, în viața celor doi. Deci a fost... Uh, relația ei cu Dumnezeu, un prim pas, apoi implicarea ei în slujire. Și apoi a fost de ce nu și cu sinceritate mărturisesc asta, a fost faptul că ea este cea mai frumoasă femeie, cea mai frumoasă fată la vremea de atunci pentru mine, au fost și, și alte. La vreme. acum. Da, și la vremea de acum. Da, și la vremea de acum. Ea este soția perfectă pentru mine, ea este soția cea mai frumoasă și eu am fost și nu m-am căsătorit până la 27 de ani pentru că am fost foarte pretențios. N-am lăsat din pretențiile mele ca să mă căsătoresc pentru că trebuia să fiu ordinat ci Dumnezeu a împlinit cumva așteptările pe care eu le-am avut și în aspectul exterior și în frumusețe și în aspectul interior emoțional și în aspectul spiritual și în, în aspectul de, de, relaționare unul la celălalt în persoana ei și Dumnezeu mi-a dat într-adevăr ajutorul potrivit. N-a fost un cuvânt profetic, o viziune, o călăuzire miraculoasă, așa mistică, o chestie supranaturală. A fost o călăuzire simplă care a venit prin părtășia în scripturi pacea cu Dumnezeu și acele lucruri pe care Dumnezeu mi le-a le dat în, în Ema, lucruri pe care le-am așteptat și lucruri de care am fost uimit. Și revenind la întrebarea ta cu privire la care a fost uh, clicul sau când a fost clicul, eu cred că s-a produs exact când el a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe mama mea să-i ceară permisiunea de a se întâlni cu mine. Asta a fost prima întâlnire pe care am avut-o în urma discuției lui cu mama mea. Ea a fost de acord, bineînțeles, având în vedere că el e păstor și bineînțeles că mi-a dat voie să mă întâlnesc cu el. După ce mi-a făcut instructajul și mi-a spus clar cum stau lucrurile, vis a -vis de seriozitate. Cine, Emma sau mama? mama? Mama. Cu Emma nu, cu Emma vorbisem doar la telefon. Eu am, am înțeles că trebuie să merg mai departe. Am avut cumva pacea de la, de la Dumnezeu și am înțeles că urmează următorul pas al credinței în care Trebuie să ieșim, să ne vedem și trebuie să-i spun personal lucrul. Nu trebuie să-i spun la telefon, știi, eu vorbesc cu tine pentru că mi ești dragă sau am călăuzirea din partea lui Dumnezeu să, să mergem într-o cunoaștere care are în vedere căsătoria. Am discutat, discuțiile astea nu vreau să fie doar pierdere de timp sau uh, discuții, discuții ca, să ne, ca să ne umplem timpul. Eu simt deja ceva pentru tine și este un sentiment care vine de la Dumnezeu și vreau să știi că sunt suficient de conștient de implicațiile astea și vreau să mergem împreună înspre o cunoaștere care să ducă la căsătorie. Nu puteam să mă întâlnesc cu ea sau asta am ales pentru mine. A fost principiul, de, principiul meu pentru relația de prietenie. Nu puteam să mă întâlnesc cu ea fără permisiunea părinților, a tatălui, în cazul Lemei, tatăl nemai, nemai fiind. Am ales să o sun pe mama ei. Nu mi-a fost uh, foarte ușor, dar învingându-mi teama am sunat-o mama așa da seama de că ceva nu în regulă cu noi, <laughs> pentru că datorită uh, orelor petrecute telefoanele noastre nu, nu se opreau în înroșeau eu am schimbat în perioada de vreo două sau trei baterii la telefon, pentru că vorbeam foarte, vorbeam foarte mult în momentul în care am cerut permisiunea mamei ea cumva m-a trântit așa de pământ, m-a conștientizat de mă gândeam că asta se va întâmpla în momentul în care voi, în momentul în care voi suna pe cineva care era din exterior, nu era mult prea implicat, mult prea îndrăgostit, mult prea gata să ne, să ne deschidem unul pentru celălalt. Și mama mi-a spus câteva lucruri în care am înțeles foarte clar că sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu față de ceea ce voi face de atunci înainte, față de Emma și cu Emma pentru că au fost sfaturi care țineau de seriozitatea relației de înțelegerea călăuzirului Dumnezeu și de faptul că nu avem voie să, să ne jucăm cu, cu viața noastră, cu via unul cu viața celuilalt. Pentru mine lucrul ăsta a însemnat foarte mult fiindcă erau atât de multe lucruri care îmi plăceau la Sabin că încercam să găsesc lucruri negative la el ca să văd și ceva vă rău, fiindcă în perioada aceea tot ce vedeam la celălalt era doar de bine. Și atunci ne-am luat o perioadă în care am încercat fiecare să întrebe prieteni, păstori, oameni cu care... Noi interacționam și eram în preajma lor, uh, să ne spună despre celălalt, în pre... special lucrurile rele. Noi ne da, vedeam, exact, uh, fiindcă... noi da. uh, unul pe celălalt și aveam nevoie de oameni care ne cunoșteau foarte bine, prieteni, apropiați, oameni de încredere și în, în special într-o relație într-o relație serioasă și profundă cu Dumnezeu. Sunteți primul cuplu care îmi spune acest lucru. Pe lângă călăuziria lui Dumnezeu, am mai căutat sfaturi de la prieteni și iată să întrebe lucruri negative. Într-adevăr, ești îndrăgostit atunci. Cumva am vrut să, să scoatem la iveală lucruri care să ne... Da, obiective. Da, dar am vrut o părere din partea unor oameni care ne iubesc Oameni care ne iubesc foarte mult și pentru că ne iubesc foarte mult vor fi gata să ne spună unuia despre celălalt lucruri care poate se vor schimba, lucruri pe care noi în naivitatea noastră, în dragostea, în îndrăgostea alea de atunci vor zice, ai, 100% se vor schimba și vor fi oameni care ne vor spune, nu se vor schimba. El va rămâne cu atitudinile alea, vor, lucruri care nu se pot schimba, este așa, așa va fi și cumva să ne aducă înainte lucruri și stări și uh, atitudini pe care să le conștientizăm unul față de celălalt sau unul la celălalt și să fim gata, să stăm înaintea Domnului și să ne și să ne punem serios, vom putea accepta lucrurile alea, uh, vom putea merge împreună cu ele, vom fi gata să le schimbăm, vom avea disponibilitatea să alegem să schimbăm acel lucru ca să-l putem sluji împreună pe Dumnezeu și au fost Câteva persoane care cel puțin față de mine au fost, uh, au fost obiectivi și ăla a fost momentul cel mai greu pentru mine, a fost momentul cel mai greu pentru că au fost lucruri pe care... Le-am aflat despre, despre Emma, au fost uh, oameni care mi-au spus și cum o cunosc pe Emma atunci când se supără, atunci când se nervează, atunci când reacționează. Și au fost momentul în care am stat și m-am gândit foarte serios dacă sunt dispus să intru într-o relație cu o persoană care este și așa cum o văd eu, perfectă și cea mai extraordinară de pe pământ cu toate lucrurile pozitive. Deci dacă m-ar fi întrebat pe mine cineva atunci dacă este ceva la Ema negativ, nu aș fi putut, chiar, chiar la un moment dat am făcut un exercițiu, să scriu pe o foaie care sunt lucrurile care nu-mi plac la Ema. Și uh, mi-am dat seama că nu, nu, găsesc, nu știu lucruri care nu-mi plac la ea. E când am discutat deja cu persoane de genul ăsta, uh, oameni de încredere și care știam că o iubesc pe Ema și îi vreau binele, dar în același timp a fost sincer cu mine, atunci m-am pus serios înaintea Domnului, bineînțeles n-au fost, fost lucruri grave în care, peste care nu puteam să trecem sau probleme de caracter sau atitudini care să schimbe cumva felul în care să, să ne raportăm unul la celălalt, dar ne-am asumat, întrebând și alte persoane, ne-am asumat riscul ca dacă vor fi asemenea lucruri, să le știm și în relația cu Dumnezeu fiecare dintre noi să ne punem problema vom putea merge mai departe, vom putea în felul acesta să ne acceptăm, să ne iubim și să slujim pe Domnul. Și atât că ați ales să treceți mai departe, de aproximativ 2 ani sunteți căsătoriți. Da. Cum au fost acești doi ani, Ema? Primul an că a fost cel mai greu. Da, a fost în cel mai greu. Când ne acomoda unul cu celălalt. Fiindcă fiecare venea cu obiceiuri diferite, cu lucruri diferite din mediul din care era, din care provenea și... Dar începe să fie din ce Dar în fost, ce mai bine. A fost, un, a fost un moment în care am înțeles că în căsătorie e mai mult decât uh, fluturașe în stomac și... Da. Mi-am dat seama că pentru ea e important să petrecem timp împreună, să, să, stăm împreună, să... Din momentul ăla a fost primul, primul, moment în care am înțeles că Emma atentează la ceea ce era mai bun și plăcut și desfătare pentru mine, să stau și să... Nu să pierd nopțile, ăsta era ritmul meu. Deja deci mă obișnuisem așa. Și a fost un prim moment în care am știut că trebuie să schimb lucrurile. N-a fost o schimbare grea, dar a fost nu a fost nici ușoară, dar am înțeles că de acum în 1 Corinteni 13 a fost capitolul care mi-a răsunat întotdeauna în minte. Dragostea nu caută folosul său. Și am înțeles că va trebui să schimb, să adaptez lucrurile în viața mea pentru ca să fim împliniți și în mod special să putem avea o, o, o relație bună. Timpul împreună apoi petrecut era important. Eu am fost cel puțin superficial în 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 asta. Emma este o persoană care are nevoie de timp, de calitate, petrecut cu ea. Petreceam timp cu ea, ori mă uitam pe pereți, ori ascultam altceva, ori în timp ce uh, scriam un mesaj unor colegi, sau uh, căutam în agenda următoarele persoane pe care trebuie să le vizitez ca păstor, și eu eram în cameră, dar nu, nu eram atent la ceea ce mi-a spus sau ceea ce discutam. Și a fost un moment în care a trebuit să punem lucrurile împreună, să ne adunăm și să, să lămurim. A, și ne-am dat seama că pacea și armonia dintre noi doi vine în primul rând din apropierea noastră de Dumnezeu. Și cred că ăsta a fost un moment în care ne-am dat seama că toate neînțelegerile sau opiniile diferite dintre noi doi de fapt veniau din... sau nu erau datorită faptului că relația noastră cu Dumnezeu. Era într-o relație bună cu Dumnezeu. Da, apropiată, în primul rând. Povestea invitațiilor mei, Emma și Sabin Văran, nu se încheie aici. Data viitoare vom descoperi ce s-a schimbat după apariția primului copil. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea Amintiri cu noi Ce-i zice de niște... Amintiri cu noi Cu Cristina Bejinar Alături de invitații mei, Sabin și Emma Voran, am început o incursiune în povestea lor de dragoste. Respectul, aprecierea, răbdarea sunt lucruri care nu ar trebui să lipsească din căsniciile noastre. Continuăm povestea lor și în episodul de astăzi. Venim la fluturi în stomac Spuneam că au trecut destul de repede Având în vedere că după 3 luni de căsătorie Ați aflat o veste minunată Ce s-a mai întâmplat apoi? Cum, cum a decurs relația voastră? Bineînțeles când am aflat După 7 săptămâni de sarcină Am aflat de fapt că sunt însărcinată După o perioadă în care m-am simțit destul de rău A fost primul moment în care În dragostea mea pentru Emma. Am început să mă tem că se îmbolnăvește și era prea mult prea frumos timpul pe care l-am petrecut -l până atunci ca să se termine. Și ea avea simptome foarte, foarte ciudate, încă la un moment dat am spus, trebuie să mergem pentru că asta, sunt simptome de, de boală, deci nu, nu se poate. stări de oboseală, foarte mari și o stare care nu arăta și am discutat și cu și cu medicul de aici și uh, nu, nu știam nu știam ce se întâmplă. Și am Bucuria aflat. a fost când am aflat că sunt însărcinată după trei luni de la căsătorie. Nu a fost un moment în care ne-am speriat fiindcă amândoi ne-am dorit copii, încă de la început vorbeam despre astea, ne doream uh, copii, patru, cinci copii, chiar a fost un moment de bucurie a venit ca o, ca o, veste bună la care ne-am așteptat, ne-am dorit și ne dorim, ne dorim copii, ne-am rugat pentru asta și Dumnezeu ne-a binecuvântat în mod extraordinar și teama nu era că va veni pe lume un copil ci din momentul în care am aflat că e mai este însărcinată cel puțin pentru mine și apoi am discutat și împreună asta teama pentru noi a fost că Dumnezeu ne va da o persoană, o ființă pe care va trebui cu responsabilitate să cerem de la el înțelepciunea să o creștem în așa fel încât să o creștem pentru cer și nu pentru, și nu pentru iad. De aceea, cumva, în momentul ăla a fost o responsabilizare clară pe care am simțit-o împreună că vom fi părinți și că responsabilitatea este deosebit de mare pentru noi ca și, ca și persoane, să avem grijă și să, și să o îndrumăm pe Lois pe calea Domnului, în așa fel încât să poată să slujească pe Domnul și să-L urmeze pe Domnul pe calea Lui. Ăsta a fost încă un motiv de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a ne apropia mai mult unul de celălalt în relația noastră. A fost un moment în care am înțeles că trebuie să ne protejăm, să sacrificăm. Sunt lucruri pe care le-am înțeles, sunt diferite niveluri. De asta pentru mine momentul ăla de călăuzire a fost deosebit de important, pentru că au fost momente în care ți se solicită răbdarea, ți se solicită puterea, ți se solicită atenția, ți se solicită uh, dragostea, aprecierile. Uh, toate sunt lucruri pe care trebuie să le oferi. Sunt momente în care vrei, sunt momente în care poți și sunt momente în care nu te așa dimineața și zici, a, astăzi vreau să fiu bun sau a, astăzi vreau să fiu iubitor față de soția mea. E o atitudine și eu o responsabilitate pe care o ai, dar este ceva ce poți face doar în momentul în care ești legat de Dumnezeu și uh, ancorat în Dumnezeu știind că este persoana pe care Dumnezeu a adus-o lângă tine și pe care cu responsabilitate trebuie să o protejezi, să o iubești, să o apreciezi eram la școală sau eram la, în vizite pastorale sau eram în lucrare și au fost momente în care am știut că trebuie să las lucrurile și să mă întorc acasă pentru că Emma nu se simțea bine și avea nevoie să, să fie ajutată. Am învățat atunci că sunt lucruri pe care trebuie să le facem unul pentru celălalt, să ne sacrificăm, să-mi anulez întâlniri, să-mi anulez programul care poate implica să mă întâlnesc cu colegi care veneau și mergeam împreună și ieșeam. Eu m-am să rămân cu ea. Pentru ea asta însemna alinare, pentru, asta, pentru ea asta însemna apreciere, pentru ea asta însemna că îmi pasă de ea, că nu duce singură sarcina și toată perioada de neplăceri fizice pe care le-a avut fiind însărcinată. Și în momentul ăla am înțeles că bătălia se dacă sunt gata sau nu să, să fac lucrurile alea a face lucrurile alea pentru Emma a însemnat enorm de mult și a fost o dovadă a iubirii, a dragostei mele față de ea. Și acum dacă revenim Emma, la lista ta, am trecut uh, deja prin uh, lista lui Sabin. Cum arăta lista ta înainte de căsătorie? Cred că toate lucrurile care se aflau în lista mea se regăsesc și s-au regăsit în Sabin de când i-am cunoscut. În primul rând, uh, vroiam sau îmi doream un băiat care să, logic, fiind creștină, care să fie creștin, care să-l iubească pe Dumnezeu, să văd în el o trăire autentică. Lucrul ăsta s-a regăsit imediat după câteva discuții pe care le-am avut cu el. Îmi doream foarte mult un băiat răbdător, cunoscându-mă sau... Da, cunoscându-mă pe mine cum sunt, aveam nevoie de un soț răbdător, iubitor și s-au regăsit lucrurile astea foarte ușor, le-am sesizat. Așa cum ți-am spus, eu căutam lucruri negative despre el ca să mă, nu știu, să mă hotără, să văd și lucrurile rele cu privire la el. Le-am aflat și, într-adevăr, sau lucrurile negative s-au dovedit după căsătorie, însă... Da, ăsta a fost un aspect deosebit de important pe care noi l-am observat și a fost atunci când ne-am izbit de acele lucruri pe care prietenii noștri, păstorii noștri, profesorii noștri ni le-au spus fiecăruia despre celălalt. Am înțeles că într-adevăr au, au fost prieteni adevărați pentru că au fost sinceri cu noi. Că au fost lucruri pe care le-am regăsit în noi, unul la celălalt în perioada de după, de după căsătorie și... Tacit, nu ne-am spus asta niciodată, dar uh, am realizat împreună că, da, într-adevăr, acele lucruri, uh, într-adevăr, așa au fost și oamenii au fost obiectivi, uh, ne-au avertizat. Și împreună am, am ales să uh, mergem și să ne apropiem unul de celălalt și să ne spunem acele lucruri care nu sunt plăcute, în primul rând, Domnului și apoi uh, nu ne plac nici unul altuia. Bine, hai să spunem, de exemplu, un lucru negativ ca să nu vă gândiți da, nu știu ce. Sau, da. Da. De exemplu, un lucru negativ pe care eu îl, pe care mi s-a spus despre Sabina a fost faptul că nu știe să se asorteze. Problema asta bineînțeles că s-a rezolvat foarte ușor după căsătorie. Îmi plăcea să, îmi plăcea să fiu elegant și călcat și... Dar nu, put, nu asortam culorile, nu știam să le asortez și nu știu nici acum. Și aici Emma este, este ajutorul potrivit. Apoi, din partea mea, a fost uh, aspectul ăsta că e foarte, foarte pretențioasă, foarte tipicară, adică dumne că mașa trebuie să stea pe umerașul ăla nu, nu pe orice umeraș ca să știm, să găsim și într-adevăr așa a fost și am încercat să vedem care sunt lucrurile bune în toate, în toate nu mofturile, în toate aspectele pe care fiecare dintre noi le impuneam sau le așteptam unul de la celălalt să fie ordonat de fapt asta era pretenția ei mei. Să fiu ordonat, să fiu asortat, să am lucrurile puse la punct și am zis ăsta este un avantaj, ăsta este un aspect care pe noi ne va ajuta. Ca și păstor avem harul să stăm în, în Moldova Nouă și vin oameni, vin frați, vin surori, e posibilitatea noastră ca întotdeauna să avem casa curată, întotdeauna să avem casa ordonată, toate puse la punct, în așa fel încât cineva vine să nu o nevoie să spun, frate, stați să sun pe cineva din biserică să vă primească, că la noi casa e întoarsă și nu vă putem primi. Și ăsta a fost un lucru pe care eu l-am apreciat ca fiind în EMA un lucru pe care l-a avut, ne fiind pus în situația în care să o Învăț sau să o luăm de la capăt sau să ne izbim de anumite neplăceri în relațiile cu cei din jurul nostru ca să ne trezim și să ne dăm seama că trebuie să rezolvăm problemele astea. Era ceva ce ne ajuta, și așa am văzut anumitele lucruri, așa zise, negative dintre noi, ca lucruri care ne avantajează și care nu fac altceva decât să, să aducă binele în familia noastră. Emma, cum este să fii soție de pastor? Tânără soție de pastor. Da, dacă mai fi întrebat înainte de căsătorie, dacă sunt sigură că asta am doresc, ți-a și spus că da, cu foarte mare lejeritate. Nu, e ușor, nu, nu, nu pot să zic că am trecut prin greutăți mari și că am întâmpinat lucruri urâte. Nu. Dar nu e nu e nici ușor. E nevoie de multă răbdare, e nevoie de credincioșie, când spun răbdare, mă refer la faptul că, așa cum spunea și Sabin, vine la două noapte acasă sau pleacă la cinci dimineața de acasă și nu se mai întoarce până la mâine zi sau peste trei zile. Dar e o binecuvântare și e un privilegiu pe care mi l-a dat Domnul. E o onoare pentru mine să fiu soție de pastor și mă rog Domnului să fiu un ajutor potrivit pentru Sabin. Acum, Sabin, spre final, spune-ne câteva sfaturi pentru tinerii care ascultă, care își doresc să se căsătorească. Ca băieți, și vorbesc astăzi băieților, ca băieți care vor să se căsătorească, un aspect deosebit de important pentru o căsătorie sub binecuvântarea lui Dumnezeu și cu înțelegerea că Dumnezeu este acolo și călăuzește relația. De prietenie și mai apoi binecuvintează relația de familie, îi îndemn în primul rând pe băieți să caute pe Domnul cu o inimă deschisă, cu sinceritate și să practice o viață disciplinată de părtășie cu Dumnezeu în rugăciune, în citirea scripturii, în implicare în lucrarea lui Dumnezeu și să fie gata să se sacrifice pentru lucrarea Dumnezeu, pentru că foarte multe lucruri pe care eu le-am învățat, fiind expus în slujire, în, în misiuni externe, în Serbia, în Albania, în Bulgaria, am fost și e un lucru pe care l-am învățat și am văzut că ceea ce am învățat acolo în slujire, fiind implicat, pot aplica în viața de familie, pentru că este un obicei pe care mi l-am deprins. Este ceva ce, ce m-am obișnuit să fac. Nu mi-este greu să o slujesc pe Ema și să mă sacrific pentru Ema, pentru că am învățat și am fost dispus să plătesc prețul slujirii lui Dumnezeu în contexte mai deosebite, în contexte mai dificile. O relație practicată cu Dumnezeu, mai mult decât o participare la biserică, o relație practicată cu Dumnezeu, o disciplină zilnică de citirea Scripturii, de părtășie cu Dumnezeu în rugăciune, de implicare activă în slujire. Un alt lucru important în pregătirea pentru căsătorie este păstrarea curăției cugetului și a trupului. Unul dintre aspectele pe care le-am discutat împreună și care au fost condiții pentru a intra în relația de cunoaștere a fost curăția noastră la nivelul, la nivelul cugetului și la nivelul trupului. Dumnezeu ne-a binecuvântat și, și în aspectul ăsta și Sfătuiesc și unul din sfaturile pe care le dau tinerilor în vremea asta în care este atâta incitare înspre sexualitate, erotism și uh, pasiuni care stârnesc firea și păcatul din, din, uh, din noi și ne îndeamnă înspre păcat, credincioși domnului pentru o viață de căsătorie binecuvântată, îi sfătuiesc pe tineri să se păstreze curați și să-și păstreze inima, mintea, ochii și, și trupul în, în curăție înaintea Domnului fiind dedicat în totalitate Lui Dumnezeu. Un alt sfat, să fie gata să își asume obiceiuri și discipline care să uh, le stârnească creativitatea, uh, să-i facă uh, gata să învețe anumite lucruri, să învețe să sape, să bată cuie, să... Schimbe prize, să. lucruri de tot felul de care te izbești în, în viața de familie, și lucruri pe care, bineînțeles, le pot face și alții pentru tine, dar lucruri pe care, atunci când le faci pentru casă, pentru familie, dând cumva utilitate lucrurilor din jurul tău știind că sunt folosite de cei dragi ție, de familia ta și ești un ajutor pentru soție, știind să le faci, sunt lucruri extraordinare primești o încredere este ceva ce te face folositor pentru, pentru persoana de lângă tine apoi un alt lucru important în perioada de prietenie căutați să petreceți timp împreună cu Dumnezeu timp în părtășie, timp în cuvânt. Foarte multe dintre conflictele pe care le-am avut, supărări, mânii, certuri, ne sare așa câteodată muștarul de la o poate o anumită vorbă. Cele mai multe situații de genul ăsta au venit peste noi și le-am trecut, uneori biruitori, alteori înfrânți, rămânând supărați, nu ca să pună soarele peste mânie, dar am, am rămas supărat, uh, pentru că n-am fost într-o relație corectă cu Dumnezeu în, în, în cuvânt, împreună, foarte multe lucruri s-au rezolvat între noi în momentul în care am ales să, să citim împreună Scriptura, uh, un lucru cu care ne luptăm și pe care uh, ne dorim să, să îl avem în, în familia noastră noi ca și soț, și mai târziu, când, uh, când Lois va fi uh, suficient de. de Mare ca să, să înțeleagă lucrurile acestea, să o putem implica și pe ea, să o facem împreună, ca familie. Părtășia cu Dumnezeu în cuvânt și părtășia cu Dumnezeu în rugăciune, împreună, nu doar separat, nu doar individual, rezolvă, rezolvă foarte multe probleme în viața de familie. Versetul care îmi vine acum în minte, și care a fost în inima mea în perioada pre-prieteniei și în perioada prieteniei este așteptarea celui neprihănit nu va fi decât bucurie. Este foarte greu să aștepți ca fată, fiindcă noi, fetele, avem atât de multe lucruri în inimă pe care trebuie neapărat să le spunem celuilalt. Este foarte important să aștepți ca fată. Să te disciplinezi în așteptare, să știi că gândurile și declarațiile, și tot ce simți tu în inimă, să vină la momentul potrivit față de băiat. Pentru mine a fost foarte greu să aștept să nu-i spun că mi-drag de el, că îl iubesc, că îmi place de el, îmi place cum gândește, cum vorbește. Îmi plac lucrurile care le face, dar mi-am dat seama că lucrurile astea sunt bune la vremea potrivită. Așa că, dragele mele fete care ascultați, e important să așteptați și să vă disciplinați la capitolul acesta. E foarte important ca fată să te rogi Domnului pentru băiatul cu care vorbești sau pentru beatul cu care vrei să te căsătorești. E important în același timp vocea Domnului în această direcție. Să aștepți călăuzirea lui Dumnezeu, iar călăuzirea lui Dumnezeu nu o vei găsi decât dacă vei sta în cuvânt și lângă cuvânt. Aceste cuvinte ale invitațiilor mei, Sabin și Emma Voran, încheiem și episodul de astăzi. Sunt Cristina Bejinar, și ați urmărit emisiunea: Amintiri cu noi!